Pentru că este foarte importantă educația și în special educația celor mici. Care este situația școlilor din Comuna São Paulo? Situația școlilor acum momentan este un deranj în școală, pentru că lucrăm la un proiect de peste 3 milioane de euro prin care modernizăm, extindem școlile cu baze sportive, cu echipamente noi, deci tot ce este ultima tehnologie, aducem deja, am început să montăm tabele inteligente, laboratoarele, dotările sale de sport, deci tot ce înseamnă ciențe standard europene acum intră. În școli cred că anul acesta vom termina cel mai mare proiect de investiții în educație în Comuna São Paulo de când există localitatea așa intensificată și așa mare. De la Iisus până în zilele noastre. Deci așa mare dintr-o dată investiție nu s-a întâmplat în școli și Vorbiți despre toate școlile din comună sau doar despre școala din São Paulo? Toate școlile din comună, toate școlile, normal că este un deranj pentru că această investiție mare nu putem realiza în două luni când este vacanță. Dar am încercat și cu conducerea școlilor, am avut discuții și avem discuții lunare, ca terminăm o școală, se mută în cealaltă și elevii au unde să învețe, dar încet, încet deja ajungem, suntem undeva la 70% din investiția realizată și dacă totul merge bine, până în toamnă toate școlile, elevii vor intra în școli noi, școli de abilitate, unde deja obligatoriu avem o parte de energie verde realizată și cu mobilier nou, cu toate dotările ce înseamnă a funcționa școala de la selectrucolor până la tablete inteligentă, până la laptopul, calculatoare, toate deja vin încet, încet, că cum am terminat o școală și o dotăm și trecem la la următoarea școală și spun un lucru important pentru că și Consiliul Local a fost de acord de asta investiții pentru că din bugetul local plătim undeva la 500.000 de euro la această investiție, dar rezistăm, plătim, terminăm această investiție și vom începe altele. Acum e perioada de pregătire pentru PNRR, pentru că celelalte proiecte pe programul operațional regional pe AFIR o să apară ghidurile în 2023. Mai repede, din păcate, nu o să apară. Deci noi acum pregătim pe PNRR. Și pe Anghel Salini, bănuiesc. Pe Anghel Salini avem proiect depus, avem proiecte depuse la CNI, avem proiecte depuse la Fondul de Mediu, avem proiect depus la POC, la POCA, deci avem proiecte în derulare peste și tot. Cam unde am văzut că este proiect peste tot am depus, din fericire și acum avem 5-6 proiecte în derulare. Singurul lucru care nu este greșeala noastră a comunei, pe canalizare avem un proiect pe AFIR, unde din păcate trebuia să rezilem contractul cu constructorul pentru că nu și-a făcut treaba. Am așteptat termenul până ce era termen conform licitației. Acum suntem în achiziție. Din fericire au venit 8 firme și dacă se termină achiziția, începem și terminăm în cele două sate aparținătoare, sunt Mărghita și Dileu, și terminăm 100% și canalizarea. Canalizarea o avem în celelalte comune, în zone industriale. Până în prezent, canalizarea cu cele două stații de epurare
prin cele trei programe prin care am construit, am investit 8,4 milioane de euro în canalizare. Cu acest 1 milion jumate terminăm 100% canalizarea în comuna Sâmpău și în zonele adiacente. Bun, spuneați în prima parte a emisiunii despre facturile mărite care au venit, bănuiesc atât la curent cât și la gaz. Vă gândiți o alternativă la partea de curent să găsiți, nu știu, să montați panouri fotovoltaice pe școli, pe primărie sau prin care să puteți dumneavoastră să produceți energie verde? Prin eficientizarea energiei sunt proiecte mai mici care merg până la, putem să montăm fără avizul ANR până la 450 de kW. Asta înseamnă că pe o școală montăm 100-110 metri pătrați de panouri, din care am redus 70% energia în acea școală. Acest lucru acum prin axa care va pune prin PNRR, deja avem două proiecte pregătite, dar ne gândim și spre viitor de a construi un parc fotovoltaic prin care rezolvăm problema energiei pe minimum 20 de ani pentru autoritatea publică locală. Și acest este un lucru foarte important pentru că nu trebuie să plătim facturile de gaz, din acele fonduri putem să construim altceva pentru comunitate care va fi necesar. Bun, și vorbeați de AFM. De fapt, când aud de Agenția Fondului de Mediu, mă gândesc la iluminatul public. De obicei, acolo se pun cele multe proiecte. Ați avut lămpi pe LED înaintea multora din județul Mureș și poate ați fost printre primii mediul rural din țară care ați avut aceste lămpi LED. Vreți să rămâneți pe această tehnologie sau vreți altceva, vreți mai mult? Normal că de atunci tehnologia a evoluat foarte mult și prin proiectul care avem depus la Fondul de Mediu ne gândim la a mai moderniza aceste lămpi, cu cel puțin încă 30% să reducem consumul de energie pentru tot ce înseamnă iluminat public în comuna Sâmpău. Și acest lucru se poate realiza, avem studiul de fezabilitate elaborat și acolo avem, asta e ținta noastră, să ajungem și cu energia cu 30% reducere. Acum ne tot apar știri, știm că suntem într-o situație la granița cu noi și mai exact în Ucraina se află în plin război. Aveți temeri că ar putea să escaladeze, să ajungă și pe teritoriul României sau simțiți la fel ca mai mari țării noastre care spun să stăm foarte liniștiți că suntem protejați? Eu sper din suflet că războiul nu se intre pe teritoriul României. Cred că persoane competente vor sta la masa negocierilor și vor găsi o soluție ca să nu intrăm în război. Eu cred că România este stabilă și nu trebuie astăzi să nu dormim noaptea că vin rușii, dar avem o altă obligabilitate și cred că mâine o să discut și acest lucru cu colegii mei, pentru că dacă va fi necesar, va trebui să sprijinim pe acei oameni care au părăsit casele, care au fugit cu copiii care chiar au probleme și acum. Care au probleme, vom fi deschis și când va fi momentul, și va fi momentul, cred că cât de curând vom da un sprijin, vom aduna tot ce au nevoie și vom fi alături de acei oameni care, din păcate, trebuia să părăsească locuințele și țara lor pentru că le era pur și simplu frică de acel război. Și cred că este
o situație normală să-ți fie frică în momentul în care te afli în plin război, mai ales că vorbim de acele despărțiri pe care le vedem la televizor, în care părintele, tatăl rămâne în țară pentru a lupta pentru țară, iar copiii, pentru țara lor, iar copiii împreună cu mamele pleacă și ea, practic, acea ruptură peste care nu poți să treci foarte ușor. Nu, nu se poate și omenesc, alături eu sunt sigur, noi totdeauna când era nevoie am sprijinit persoanele care aveau nevoie și cred că și colegii mei sunt de părerea mea că vom fi alături și când va fi nevoie și când e nevoie vom sprijini orice acțiune umanitară pentru că moral avem această obligație ca cetățeni să sprijinim semenii care sunt într-o probleme deosebite. Vă simțiți în siguranță în momentul ăsta? Da, eu mă simt în siguranță și sper că toți în jurul meu se simt în siguranță. Cred că acea linie NATO nu o să fie străpunsă și noi vom simți acest lucru economic la anul, peste 2 ani, pentru că acest război, de vrem, de nu vrem, va aduce o criză economică, nu numai în România, în toată Europa, că această materie primă de acolo, aceste tranzacții economice o să se simtă, vrem, nu vrem, și la noi și cel mai mare păcat este că vom simți noi oamenii de rând și nu acei oameni care au declanșat acest război. Și care trebuie să-l simtă la rândul lor ca să vadă ceea ce simt oamenii de rând. Da, dar asta este un singur lucru aș dori ca să rămânem tot așa în liniște, în pace și cumva, dacă Dumnezeu ne ajută, vom trece și peste greutățile care vin, peste greutățile financiare, dar dacă este înțelegere, este pace și sănătate, se poate rezolva orice problemă. Corect și eu sunt de părere că acolo unde este diplomație n-ar trebui să fie război, ar trebui să fim diplomați. Mai luăm o scurtă pauză publicitară, după care revenim cu a treia parte a emisiunii și ultima, rămâneți pe M9, revenim imediat.